Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat, dragi prieteni, vă spun de pe Valea Avrigului, dintr-o locație extraordinar de frumoasă. Pentru acest lucru îi mulțumim domnului Ilie Stoica și, bineînțeles, mulțumim gazdelor emisiunii, familia Maria și George Farcaș. Fie ca lumina Sfânta Învierii să vă aducă multă liniște în suflet, multă sănătate, dorințe împlinite și pe cei dragi alături. Maria și George Farcaș, doi tineri interpreți din Avrig, ce iubesc cântecul popular într-o măsură foarte mare, de asemenea iubesc portul popular, dansul și tradițiile și obiceiurile de aici. George, bine te-am găsit aici, la tine acasă. Bine ați venit în această minunată locație. Eu de multe ori folosesc termenul colțișorul meu de rai. Suntem încântați că sunteți alături de noi. Și dacă nu v-am așteptat cu pâine și sare, cum de obicei fac românii, să știți că pentru început aș vrea să vă facem un cadou. Pentru că ați venit la noi la Avrig. Traista, asta e traista avrigenească, e emblema noastră pe oriunde în lume. Dacă vedeți o traistă ca apropiere așa ca aia, e clar că traista este din Avrig. Ca să nu fie ghinion, că zice că se întâmplă un om cu golul, nu-i prea bine și îi poartă ghinion, să știți că avem în ea diverse lucruri pe care aș vrea să chiar să le prezint. Acest fluturaș e făcut un pic mai de mult, eu chiar o din colecția mea și aș vrea să vi-l fac cadou. E despre Avrig și tradiții și obiceiuri. Anul acesta este un an comemorativ, îl sărbătorim pe ilustru cărturar Gheorghe Lazăr, care este avrigean de-al nostru și are mormântul tocmai în curtea bisericii din Avrig. Sunt 200 de ani, avem un fluturaș făcut pentru treaba asta și niște mărturii așa simple, sper să vă placă. Asta e o broșă pe care s-o purtați în piept, cu două pincuțe, are și un moto, dacă vi se pare interesant moto. Și știți că turiștii din ziua de astăzi practic își găsește tot felul de suveniruri și le pune ca magnet pe frigider. Ca să nu fie magnetul foarte greu, să știți că v-am făcut o pereche de opincuțe și pentru el. Și aș vrea să vă ofer și o pereche de opincuțe pentru care să le puneți pe frigider, așa să aveți o amintire. Că e prima dată, cred că, când se întâmplă o emisiune la Argeș TV, la noi pe Valea Avrigului. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru acest cadou. O să te rog pe tine să citești ce scrie aici. Opinca este talpa țării și nu trebuie dată uitării. E un citat din Florea Cosmii. Foarte frumos. Vă mulțumesc din suflet amândurora și pentru că suntem într-o zi de mare sărbătoare, vă doresc să fiți sănătoși, că este cel mai important lucru. Mulțumesc. Și să continuați ceea ce ați început. Cu siguranță. Cu siguranță, pentru că e o pasiune. Până la urmă am lăsat timpul să treacă. Ne-am început să cântăm acum 3 ani și v-am mărturisit lucrul ăsta și dumneavoastră. Și dacă tot ne-am apucat târziu, înseamnă că o să ne lăsăm foarte târziu, ca să avem posibilitatea să recuperăm. Chiar îmi place să vă spun că voi sunteți promotorii actuali ai folclorului și ai tradițiilor și obiceiurilor de la Avrig. Și așa tot așa să o țineți în continuare, pentru că meritați. De ce? Apreciez faptul că pe lângă aceste costume deosebite pe care le purtați de fiecare dată cu mult drag, ați reușit să imprimați cântece adevărate. Când spun cântece adevărate, adică sunt cântecele din folclorul românesc. Și vă felicit! Suntem în ziua de Paște și aș vrea ca fiecare dintre voi să ne vorbiți despre tradițiile și obiceiurile pe care le-ați trăit și le păstrați până în zilele noastre, de atunci, din copilărie. Și începem cu tine, Maria. Te-ai născut în localitatea? Da, m-am născut aici, în localitatea Avrig. Și ce-ți place? Care este tradiția pe care o iubești cel mai mult din copilărie și care se păstrează și astăzi, de Paște? Păi, în primul rând, mersul la biserică, care se întâmplă și astăzi, de fapt. George, vorbește-ne despre tradițiile de Paște ale locului pe care le-ai trăit în copilărie și care sunt prezente și astăzi, în zilele sunt noastre. Sunt lucruri pe care le-am trăit în copilărie și nu sunt prezente și astăzi, din păcate. Care din ar păcate. Fi acestea? Deci, un exemplu. Avrigul are o grămadă de evenimente care se petrec de-a lungul timpului, de-a lungul anului. Din trecut, ce mi-aduc aminte din copilăria mea, înainte, pe timpul postului în special, în Avrig, pe răspântile de drumuri, intersecțiile, așa se spun la noi răspântii, folosesc termenele de aici ca să aveți și mine să contact cu ele. Da. Pe răspântile de drumuri se făceau dăiniușe. Nu știu dacă știți ce înseamnă dăiniuș, ei se referă la un leagăn. Se făceau niște leagăne foarte înalte și acolo se adunau tinerii și decât să stea, să asculte muzică, să se petreacă sau așa în timpul postului, pur și simplu se adunau într-o mică șezătoare, să zic așa, nu era chiar neapărat o șezătoare, dar se petreceau timpul legănându-se pe dăiniușele astea foarte mari, erau undeva la
7, 8, 10 metri înălțime de, legate cu ștriangurile care se leagă fânul vara și acolo se adunau și își petreceau timpul încercând să îmbine utilul cu plăcutul, să zic, și să te și țină un pic în frâu, să nu faci desfrânări, să zic, în timpul postului. Ce mi-aduc aminte cu plăcere, bine, pe lângă faptul ce a spus Maria, mersul la biserică, fiind și comunitate săsească, în Avrig a doua zi, feciorii merg la strupit fetele. E ca un fel de curtare, să zic așa, se duce, se duceau cu parfum și dădeau un puf de parfum așa pe haine și era ca un fel de intrare așa în sânul familiilor cu fete. Era o intrare a băiatului. Ce mai mi-aduc aminte iarăși din copilările noastre, pe care toți am trăit, cred că indiferent de zonă din România, mersul după ouă roșii. Un eveniment destul de plăcut, că ne duceam, primeam ouă roșu, pe lângă asta primeam o bucățică de hencleș, uite cum avem și aici, sau o bucățică de cozonac, sau un covric sau ceva, era tare frumos, pentru că scădeai neamurile ca în timpul sărbătorilor de Crăciun, așa se întâmplau și cam în perioada sărbătorilor de Paște. Se mai păstrează mersul după ouă și astăzi? După ouă se păstrează, da, deci copiii merg în continuare. Decât dăinușa nu se mai păstrează. Dăinușul nu mai este, da, dăinușul nu mai este și stropitul cred că e destul de mai răruț așa, dar eu cred că termenul ăsta se păstrează în continuare. Pentru cei de acasă, pentru iubitorii de folclor din Argeș și nu numai, ați pregătit noutăți. Da, avem noutăți. Știți că v-am comunicat un pic și dumneavoastră mai de mult că avem un proiect la care lucrăm. Pe lângă cele două melodii pe care le-am făcut în scopul una să promovăm zona, una să promovăm costumul popular de Avrig, avem un duet al nostru așa mai de dragoste și foarte nouă, deci cea mai nouă pe care o facem în premieră aici la dumneavoastră, Hațegana, pe care e așa mai veseloasă, mai de petrecere, mai de evenimente de bucurie, cum sunt Paștile, nu? Că lumea se veselește, se întâlnesc, fac chefuri și se petrec. Vă felicit și abia aștept să aud noile voastre melodii. Drag. Dragi prieteni, Maria și George Farcaș. O mână torc și plâng părinte, ca și fiul rătăcit. Mă primește iar la tine și mă iartă că am greșit. Mă primește iar la tine și mă iartă că am greșit. Despărțit atâta vreme, eu de tine, Doamne, am fost rătăcind pe căi deșarte, fără drum și fără rost, rătăcind pe căi deșarte, fără drum și fără rost. Am fost oaia cea pierdută, despărțită de păstor, dar acum mă întorc la tine, scumpul meu mântuitor. Dar acum mă întorc la tine, scumpul meu mântuitor. Mă întorc și plâng amarnic,
tine să rămâi și doresc ca până la moarte lângă tine să rămâi. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și mi-ajută să-ți slujesc credincios până la moarte, să nu te mai părăsesc, credincios până la moarte, să nu te mai părăsesc. Să știu să tac când Iuda întreabă de tine și de Ghețimani, să nu te vândă pe-o sărutare, să nu-ți vândă taina la dușmani. Să știu să spun când orbi-ntreabă de tine pe ce drum cobori, ca toți să-ți iasă înainte și să se-ntoarcă văzători. Ajută-mă să știu cum Tu dorești să fiu, când să vorbesc și când să tac, ca voia Ta s-o fac. Să știu să uit că-am dat la alții, să nu cer înapoi ce-am dat, că tot ce nu-mi plătește nimeni, plătim vei Tu îndestulat. Să știu să țin în minte numai că-s eu datora ta oricui, spre a nu rămâne niciodată dator nimic a nimănui. Ajută-mă să știu cum Tu dorești să fiu, când să vorbesc și când să tac, ca voia Ta s-o fac. Să știu să iert oricare vină asemenilor mei mereu, ca așa le mele să le poată ierta pe toate Dumnezeu. Dar și să știu să nu-mi iert mie nici într-un mic păcat să cad, ca nu cumva chiar pentru acela să-mi iargă cineva la iad.
ajută-mă să știu cum Tu dorești să fiu, când să vorbesc și când să tac, ca voia Ta s-o Dragii mei, alături de Maria și George Farcaș, astăzi avem invitați de seamă din mai multe subzone ale Ardealului. Îi spun Hristos a înviat domnului Nicolae Turcu, un prieten bun al emisiunilor noastre la Argeș TV. Adevărat a înviat. Să știți că fiecare întâlnire cu dumneavoastră și cu dumneavoastră cei de acasă este o reală bucurie. Este o reală bucurie pentru că vă spun cu sinceritate că vă prețuiesc pentru faptul că dumneavoastră sunteți unul dintre artiștii Clujului care păstrează cu sfințenie cântecul de la mama lui, de acolo, de acasă. De la Ruda Carului. De la Ruda Carului, dar nu numai cântecul, și acest costum impecabil. Domnule Nicolae Turcu, suntem într-o zi de mare sărbătoare, considerată poate chiar cea mai mare sărbătoare religioasă de peste an. De aici, din acest loc extraordinar de frumos, ce transmiteți vecinilor de acasă? Sunt convinsă că acasă spuneți sau vă gândiți la locul la care v-ați născut. Pentru mine acasă este toată România, pentru că în fiecare zonă găsesc colțișor care să-mi amintească de acasă. Eu provin dintr-o zonă de munte, iar aici, la Avrig, această fantastică locație mi-amintește de căsuța mea, pentru că și căsuța mea este la poalele munților Apuseni și așadar, mi-e greu să spun într-un loc anume acasă. Acasă e toată România. Am înțeles, m-am gândit că poate pentru dumneavoastră acasă înseamnă chiar locul unde merge să o vedeți pe mama dumneavoastră. Ei, acolo e raiul sufletului meu. Atunci, pentru vecinii de la acest loc numit raiul sufletului meu, ce le spuneți în zi de mare sărbătoare? Hristos a înviat, dragii mei, să știți că sunt mândru că vă reprezint prin port și prin cântecele pe care voi mi le-ați oferit, să le ofer la rândul meu întregii românii și nu numai. Ce obicei purtați în suflet de Paști? Un obicei care, din păcate, nu se mai respectă și cred că în multe zone nu se mai respectă, multe din obiceiurile noastre care ne reprezintă peste tot în lume. Îmi amintesc cu mare, mare bucurie și cu nostalgie totodată, în ziua de Paște, după ce ieșeam de la biserică, ne adunam toți băieții, deci numai băieții, în gura uliței, așa ziceam noi. Era o intersecție, dragii mei, a satului nostru, în centrul satului, și făceam concurs de ciocănit ouă. Sigur, cu formula Hristos a înviat, cel care interlocutorul îți răspundea prin adevărat a înviat, și ciocneam omul. Iar cel care avea ou mai tare și îl spărgea pe acelui lat, îi lua ou. Și eram tare, tare bucuros când mă duceam acasă, deseori cu străicuța plină cu ouă. Dar aveam și un mic secret. Tatăl meu este din Teleorman și acolo m-a dus odată înainte de Paște la bunicii de acolo și am văzut rațe leșești, care am înțeles că erau reprezentative pentru zona aia, și mi-am dus de acolo și aveam ouă de la rațe, că aici am vrut să spun, ouă de rațe este mult mai tare ca cel de găină. Săracii copii nu știau de ce ouăle pe care eu le prezentam acolo spre deliciu tuturor erau mai tari decât ale lor. Nu știau că de fapt era ou de rață. Și în felul acesta, cu acest mic truc, reușeam să-mi umplu străicuța cu ouă. În ultimul timp veniți în fața publicului cu un grup de fete intitulat Flori din Apuseni. Un grup de care vă ocupați dumneavoastră 100%. Și de care sunt foarte, foarte mândru. Le-am adus și acum, și peste tot le duc cu mine în țara asta, pentru că vreau să le obișnuiesc cu emoțiile, să le familiarizez cu ceea ce înseamnă o emisiune, dragii mei, pentru că
în spate a ceea ce vedeți dumneavoastră este necesar, foarte multă muncă, foarte multe sacrificii sunt necesare. Nu-i chiar așa simplu cum pare și vreau de mici să le obișnuiesc cu lucrul ăsta și cu seriozitate absolută, pentru că ori facem o treabă serioasă, ori nu o facem. Vă mulțumesc că sunteți lângă noi, vă doresc în continuare multă sănătate, mult succes și să ne revedem cu bine, domnule Nicolae Turcu. Să ajute Dumnezeu, dumneavoastră celor de acasă, tot binele din lume, Hristos a înviat. Nicolae Turcu și grupul Flori din Apuseni.